Ei, neața tuturor, sunt Victor și bine v-am regăsit la un nou video. Azi o să discutăm puțin despre cel mai tare mod, după părerea mea, și anume Basket Brawl. O să comentez câteva meciuri pe care le-am câștigat în challenge-ul de acum câteva zile și o să vedem de ce acest mod e atât de greu, dar și amuzant de numai. Totuși, înainte să începem, aș aprecia un mic like și subscribe. Atât de mic, vedeți unde sunt? Să ating cele două, deci, adică nu să ating, că e o distanță de un micron, vedeți? Atât de mic să fie like-ul. Deci, vă rog frumos, altfel... Ok, am aici jos 3 meciuri, fiindcă nu am înregistrat atunci din cauza că aș fi pierdut. O trebuie concentrare maximă și cu tot cu asta am reușit cu succes să pierdem challenge-ul. Dar am jucat câteva meciuri de basketball absolut hilare. În fine, mă opresc din spam și vom da play la meciuri. Ok, să vedem cum am jucat, dacă putem să ne distrăm. Ok, deci eu eram cu MZ din câte văd, Paul era cu Bibi și mai aveam unul care se pricepe de minune la basket cu... cum îl cheamă pe nătărul ăla mic? Max! Ok, tot încercam cu toții să marcăm și în final Paul a reușit ceva. Yep. Și e normal că exista unul care s-aruncă cu el primo și îmi place enorm că cei cu el primo trag, chiar dacă ei sunt capăt de hartă, ei trag în noi, fiindcă nu se știe pe cine pălești. Și nu, aici se pare că toți ne încercam norocul până o tăbărâtă el primo pe noi. Jeez. Dar nici nu știu cum a câștigat meciul ăsta, dar... Uite ce spam fac. Uite-l cum trage după nimeni. No. Please. The skills. Nu. Hai, Paul, dă gol pentru noi. Well done. Mor aici. Aproape și el primul. Mamă. E complet un circ modul ăsta, dar e extrem de amuzant, mai ales când ratezi. Ceea ce s-a întâmplat în întregul meciu. Da? Da. Ok, am recuperat din nou mingea. Paul se temea să se apropie de tic. Și a vrut să dea un gol și da, l-a dat. Deci am crezut că nu se dea gol. Never mind. Toți erau nervoși. Unul se aruncă pe noi ca un copil mic în pat. Și da, nu cred că urma că pierd deloc aia. Eu încercam să mă strecor, dar tocmai m-am băgat în tara și am crezut că voi și marca, ceea ce nu s-a întâmplat, evident. Fiindcă coșul ăla, de ce să stea pe loc? Că vă dați seama ce easy era dacă coșul stătea pe loc. Era absolut, da. Uitați de câte ori s-o tot dus coș, ai de capul meu. Trebuie să pun un instant replay aici. Am prins mingea și s-o termina meci cu 5 la 0, 5 puncte, mai bine zis. În fine, deci ăsta a fost primul meci. Mai urmează și al doilea, adică al treilea din seria aia, pe care l-am pierdut. Să vedem de ce l-am pierdut. Cred că știu de ce l-am pierdut. Fiindcă coșurile se mișcă. Ați ghicit. Ok, avem parte de un MZ și în echipa adversă. De un El Primo, as usual. Și un Edgar care ne va face zile fripte. Noroc că am avut super-ul aici. Și am ratat. Cum naiba? Cum naiba să... Mamă. Și cred că aici am luat și gol. Ba, n-am gol. Ba, cred că am luat gol. Am o ratat. În fine. Dar nu, eu nu înțeleg cum poate sări mingea aia, deci... Physics, da, physics. El primo! Da, și cred că aici am luat gol. Ba nu. Ba da, cred că am luat gol, da. Ar trebui să fiu nătărău să noteze. Da? Ce spuneam? Și normal, Paul a încercat să salveze situația, dar a reușit să o facă doar mai rea. Vedeți?
Am luat gol. Ok. Încercăm să creăm o diversiune mergând prin jos. Dar nu, Paul. Na, el se bagă. Și eu mă bag. Și ăla se bagă. Toți se bagă. I-am dat un pushback la nenea ăla. Și acum așteptam cu tot momentul și uite ce s-a întâmplat cu momentul. A rămas eu singur cu el primo. Și... da, am rezistat până s-a înviat și cu echipierii mei. Am vrut să mă bag să dau gol, dar am uitat să iau mingea. Deci... frumos. Bună pasă am dat, nu? No, bine. Dar puteai da cu superul, dar normal că superul nu ajunge până acolo. Deci e complet useless. Și l-a dat pe lângă. Jeez Louise. Ok, asta e șansa noastră. Ce fain era dacă intra Paul în coș. Nu? În loc de minge. Că oricum n-avem noi treabă multă cu mingea. Și cred că e ceva da gol ăla. Da, și nici nu mai avem gadgeturi. El primul va sări pe Paul. Și Paul va rata. Și cum spuneam, din cauza asta am pierdut meciul, fiindcă coșul ăla se mișcă și n-ai cum, n-ai cum. Se ne-i pa posibil. Fuh. Dar asta a fost doar a treia încercare nereușită, deci mai aveam câteva șanse, cred că una sau două. Și așa că mai am jucat un meci pe care normal că l-am câștigat, cum altfel. Și să vedem câte goluri, nu mai știu câte coșuri am dat. Am tot Edgar și Bell. Aole, Bell destul de nervantă, fiindcă trebuia să avem grijă pe lângă să ne ferim. Să nu stăm unul lângă altul, ceea ce n-am făcut aici, nu. Nu. Nu eram la un milimetru unul de altul. Și el cu el primul a zis, hai să încercăm din... de la mijlocul terenului să dăm un coș. Vai. I-am dat pasul la Paul și Paul a... marcat. Era să zic altceva, dar... da. Ok, sare el primul pe ei și... eu mă rump pe toți. Să vedem ce va ieși din această fază. Showtime, bine zis. Ăia cu el primul care au emoticonul ăla, ioi ce nervanți. Paul se duce și cu superul reușește să... uitați de câte ori sare mingea aia, de 5 ori o sărit. The fuck, the actual fuck. Ce fizică e asta? Eu mă chinuiam să scap de Edgar. Și da, cred că am reușit să-și marchez aici. Nu. Nu, n-am reușit. Am primit dislike de la el primo. Paul trage în aer. Și stă lângă el primo să-i dea și lui damage. Well done. Ok. A fost o pasă în față, doar că nu-i nimeni în față. Ok. Să aruncă pe el primo. E, ăsta, MZ e destul de OP aici, fiindcă face o rază destul de ca lumea. Și mai ales pe harta asta și cum să le dau două ziduri în mijloc, reușești chiar să faci un pushback la inamici. Dar, dacă inamicii sar, ca în cazul de față, Edgar și el primo, nu prea reușești să faci mare lucru. Ok, se pare că avem liber, dar cred că o să ratez aici. Eu nu înțeleg, eu am dat pe mijloc, nu se vede aici fiindcă e reloare, dar am dat pur și simplu pe mijloc. Uai, ce pushback le-a dat Paul. Well done. Moartea ta nu a fost în zadar. Mor. Și cred că cam asta a fost și istoria acestui match. Sunt destul de scurte meciurile, dar după cum puteți vedea, îți trebuie mult noroc și să joci la loto toată ziua ca să reușești să dai un coș. Cam asta e basketball. În fine. Dar ideea de bază e că e un mod absolut genial și chiar aștept, nu știu dacă o să fie cazul, să vină și în rotațiile astea de părți, dar până acum am stat și n-au venit, să sperăm că o să vină. E pur și simplu foarte, foarte amuzant dacă îl înregistrăm live. Deci pur și simplu a fost circ. Circ pur. Cam asta a fost pentru video de azi, sper că v-a plăcut, au fost câteva faze amuzante, o să încerc să editez un pic să fie mai loco
Și da, cred că o să plec, că deja fac spam. Da. Mm. Da.